Dragi locuitori ai sectorului 5, au trecut aproape patru luni de când am devenit primarul vostru. Mai exact, 114 zile. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o prin votul vostru. V-am promis atunci când am să vă dezamăgesc. V-am promis transparență. Vă citesc comentariile. Doriți răspunsuri. Nu am venit în fața dumneavoastră până am un, nu am un răspuns cert, ca cel de astăzi. Să știți unde ne aflăm și ce am găsit în această instituție. Am o experiență de 27 de ani în administrație publică și știu, că ce, am de fă, știu ce am de făcut. Însă nu mă așteptam să existe și să descoper lucruri pe care le-am găsit în primăria sectorului 5. Bugetul primăriei astăzi este practic. Inexistent. În conturile primăriei, când vă vorbesc, zero lei. Bugetul efectiv a fost vandalizat. De asemenea, ne luptăm cu găurile negre lăsate de societăți precum AES-ul și celebrul economat, care l-ați văzut în postările mele anterioare. Știu că aveți așteptări și este normal. După atâta dorință de a se întâmpla ceva în sectorul dumneavoastră, v-ați încredințat încrederea într-un om. Acel om s-a numit Cristian Popescu Piedone. Și așteptați rezultate imediate. Știu că vă doriți să modernizăm cât mai repede sectorul nostru. Știu că vreți blocuri reabilitate, parcări, școli modernizate, sau, însă nu pot face minuni în doar trei luni de zile. Trebuie să înțelegeți acest lucru. Nu pot transforma sectorul peste noapte. Nu pot face în trei luni și n-au făcut alții într-un decentiu sau poate mai mult. Pentru că visteria primăriei, cum v-am spus la început, este goală. Am toată dorința să facem lucrurile și să meargă. Ușor, ușor vom pune cărămidă peste cărămidă pentru a reconstrui sectorul. Trebuie să fiu sincer cu voi. Și mie Dumnezeu. Așa cum v-am promis de la început. Mulți mă acuză când văd blocuri neareabilitate, gropi pe străzile din sector sau uh, 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 parcuri în paragină. Nu este rea voință și vă rog doar să aveți răbdare. Cu mai bine de 10 ani ați aștepta ca lucrurile să se schimbe în bine. Fac apel la îngânduiința voastră. Până când echipa mea de consilier va finaliza mai multe proiecte pe care le vom supune aprobării Consiliului Local Sector 5. Și veți vedea că aceste proiecte se vor implementa mai devreme sau mai târziu. Dar plecăm de la zero, oameni buni. N-am găsit ceva în care să pot construi. Am găsit o gaură neagră. Nu o spun eu, o spun cifrele. Că n-ați fost informați. Este o altă problemă. Veți fi informați și veți fi informați la zi. Avem în pregătire planuri de dezvoltare așa cum vă doriți. Dar pentru a le realiza avem nevoie și de fonduri. Facem tot ce este posibil pentru a atrage fonduri europene, nerambursabile sau credite de la bănci pentru dezvoltarea și modernizarea sectorului 5. Alții mă acuză că nu am sesizat Direcția Generală Anticorupție în ceea ce privește situația pe care am găsit-o la economat Sector 5 sau în instituția pe care astăzi o coordonez cu depozite pline de hârtii, cutii de carton, produse de igienă, pixuri scumpe, dulciuri expirate și multe altele pe care le-ați văzut și vi le-am expus. Vă informez pe această cale că zilnic aproape, aproximativ 5 angajați ai primăriei sectorului 5 se ocupă cu copierea documente pe care DNA le solicită. Mai mult de atât, mai multe dintre informațiile publice pe care vi le-am făcut, organele abilitate s-au autosesizat -au auto și au cerut documente în cadrul, din cadrul primăriei. Anchetele sunt în curs de, 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 de investigare și de, eu știu, nu soluționare, dar de investigare, se cer documente pe ceea ce am găsit. Nu pot să vin în fața dumneavoastră să spun ce. Ca am uh, făcut, ca am dres, așteptăm ca cei oficial să se pronunțe Și se, se vor pronunța, repet, nu că a venit un nebun aici Votat de dumneavoastră și vrea să facă rău trecutului Bulgărele era rostogolit Indiferent dacă eram eu ales Sunt eu, pardon, sunt cel ales Sau venea altul, sau era ales chiar cel care a stat în acest caun. Acest bulgăre venea, de contul venea la un moment dat, datoriile existau, bugetul acest supraevaluat în care se dădeau comenzi fără acoperire bugetară, la un moment dat trebuia să pognească undeva. Că s-a dus în mentalitatea colectivă și a dumneavoastră că este un sector foarte amărât, foarte sărac, că bugetul nu poate permite dezvoltarea. Oameni buni, au fost bani, nu au fost cheltuiți în adevăratul sens al cuvântului. Și vă spun cu toată responsabilitatea. S-au făcut lucruri, s-au dat bani pe hârtii, sau au dat bani pe uh, studii de fezabilitate sau acordul cadru de valori care bugetul, nu știu dacă s-a făcut un acord cadru, de exemplu, pe patru ani cu, cu o estimare a unui buget care nu cuprinde uh, valoarea acelui cadru în 8 ani, nu în 10-12 ani fără acoperiri bugetare. Uh, cum v-am spus, uh, se ocupă de copierea cu, uh, în fiecare zi, avem uh, uh, solicitări de la organele abilitate. Mai mult de atât, la mai multe dintre informările publice care le-am făcut, cum v-am spus, organele abilitate s-au autorizat și au cerut documente în cadrul primăriei. Au fost au fost găsite foarte multe de datorii la primăria sectorului 5, datorii care depășesc veniturile instituției. Nu sunt eu cel care frunează proiectele, ci această lipsă de fond generată uh, de datoriile lăsate de alții. Nu dau vechi, nu nu, 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 nu sunt uh, uh, să vin să spun că alții, vechea moștenire mă pune în incapacitate. Nu sunt cel care abandonez luptea. Vă cer decât clemență. Știu că dorința dumneavoastră de a implementa rapid lucruri, din dorința de a, că vă puneți în comparație, nu sunteți uh, închiși doar și, sau uh, mergeți doar în sectorul 5, circulați și în tot Bucureștiu, vedeți cum s-a dezvoltat Bucureștiu, vedeți cum s-au dezvoltat alte sectoare și vă este ciudă și vă înțeleg dați-mi voie să aduc în timp real cu viteza luminii, să zic eu așa, ce, cu toată priceperea, experiența mea și capacitatea echipei care astăzi lucrează doar în interesul dumneavoastră și nu, sunt, nu fac în fața dumneavoastră o demagogie spunând acest, a, aceste lucruri. Credeți-mă că vă spun cu sinceritate. Puteți să verificați în ceea ce spun. Aceste informații care vi voi da în perioada următoare sau chiar astăzi sunt... vor fi publice. Conturile primăriei le puteți, duceți-vă la trezoreria primăriei sectorului 5. Veți vedea 0 lei. De... Am achitat salariile, am achitat utilitățile, am achitat utilitățile de la școli. Sunt acuzat că nu plătesc bursele. Suntem restanți cu bursele din luna decembrie. Am citit, citesc doleanțele dumneavoastră, în totalitate. Vreau să rezolv. Bursele vor fi plătite. Avem un buget de aprobat. Vedeți, bugetul de stat nu s-a aprobat. Cotele defalcate pentru cunoscători nu ne vin la, la capacitatea cu, cu, care a fost fiecare sector sau cum ar trebui să ne, ne vină și nouă. De exemplu, în luna ianuarie, din raportat la luna ianuarie anul trecut, din cotele defalcate trebuia să ne intre 27 de milioane de lei. Ne-au intrat decât 6 în contextul în care salariile instituției doar netul se, se duce la 6 milioane jumate. Restul a stat ca dumneavoastră să, să plătiți acele taxe și impozite, ca tot aparatul propriu, Direcția de, de Asistență și Protecție Socială, Acest, să, să putem lua salariile cu toții. Nu neapărat că noi suntem prioritari, dar pentru buna funcționalitate, E adevărat, după aprobarea bugetului, după ce Consiliul Local vom aproba acest buget în cadrul Consiliului Local, după ce bugetul de stat va fi aprobat, vom intra în, cât de cât într-o normalitate. Vestea bună este că, să zic așa în ghilimele, veste bună, că bugetul primăriei sectorului 5 nu este îndatorat la capacitate maximă mai permite între 14 și 16% în datorii, dar cu acest credit care vrem să luăm, nu putem achita datorii, putem realiza ceea ce dumneavoastră vă doriți. Investiții în infrastructură, în școli, în alei, parcuri, într-un confort, în parcările acelea care vi le prezint, acele lucruri se vor realiza. Dar suntem cu toți cu, cu toate aceste proiecte, care le voi face public în perioada următoare, chiar în ședința de, de vineri de acum, de pe data de 25, se vor supune indicatorii tehnico-economici la vot privind parcările supraterane, investițiile în școli. Deci suntem, suntem să zic așa, în, în cursul normal dumneavoastră în schimb veți vedea lucrurile astea cu puțină întârziere pentru că ne-a luat foarte mult și ne ia în continuare să aducem și să ținem acest vapor pe linia de pluptire numită primăria sectorului 5. Cum v-am spus am găsit foarte multe datorii care depășesc viniturile. Nu nu, am spus că nu sunt eu cel care frânează aceste proiecte. Uh, suntem, suntem, și, cum v-am spus, responsabili în fața dumneavoastră alegătorilor. Sectorul 5 nu mai are timp de bătălii politice și, cu permisiunea dumneavoastră, ați văzut că transparența atât ședințelor Consiliului Local, cât ședințele operative cu directorii, cât audiențele sunt publice, le vedeți. Dumneavoastră sunteți cei care contabilizați toate aceste lucruri. Dumneavoastră veți ști cine v-a mințit. Că, pentru că, cel puțin în sectorul 5, mă, oameni buni, gata cu politica, indiferent de simpatia pe care o aveți dumneavoastră, că sunteți cu PSD, că sunteți cu USR, că sunteți cu PNL, că sunteți cu PPUSL, că sunteți cu PMP, oameni buni, oamenii ăștia pe care dumneavoastră i-ați votat să vă reprezinte în Consiliul Local, ei trebuie să înțeleagă această unitate ca și cum cineva la nivel național ar cere un guvern de unitate națională. Eu cer astăzi, prin dumneavoastră și prin contabilizarea dumneavoastră, un Consiliu de Unitate locală. Să lucrăm în interesul dumneavoastră, să nu ne mai batem dacă USR-ul vine cu un proiect bun, suntem datori în dezbatere publică să-l susținem pentru că este bun. Nu mă interesează de la ce culoare vine. Că vine PPUSL-ul la cărui reprezentați, sunt, că vine PSD-ul, la fel, trebuie să ne dăm mâna. Cei care vor frâna prin ședințele publice, dumneavoastră îi veți vedea. Dar degeaba, pentru că amendarea dumneavoastră asupra, asupra lor se va întâmpla peste patru ani, este prea târziu, sectorul 5 nu mai poate permite oameni buni să mai aștepte încă patru ani de zile să-i prindeți dumneavoastră la vot și să-i judecați trebuie să conștientizeze și dumneavoastră prin aceste simpatii sau știu, membrii sau eu știu cum, să transmite în tuturor oameni buni. Sectorul ăsta chiar are nevoie de unitate și nu o spun eu. Eu să-mi duc crucea până la capăt, indiferent cum va fi și voi fi răspunzător în fața dumneavoastră. Sunt atât de, de, de corect să spun. Dacă am greșit, greșesc. Îmi asum greșeala. Dacă nu greșesc, nu puteți să-mi puneți în cârcă ce n-am făcut. Vreau să înțelegeți lucrurile astea pentru că vreau să le transmiteți și în același timp să și monitorizați. Vreau să vă uitați la ședințele Consiliului Local, vreau să vă uitați la dezbatere pentru că dumneavoastră sunteți efectiv stăpânii inenilor acestui sector, oamenii care au trimis prin simpatia lor aceste formațiuni politice. Și eu le-am spus acestor formațiuni politice, gata cu politica. Politica o putem face după ce acest sector. Se poate reînscrie în harta Bucureștiului Așa cum vă spuneam în acea campanie electorală Să integrăm sectorul 5 într-o capitală Să aducem comuna sectorul 5 în capitala europeană Nu știu dacă îmi înțelegeți Am fost criticat Că domne, ce se întâmplă? Stai toată ziua pe Facebook, nu faci nimic Noi veni gropile, știm gropile, sunt inventariate Băi, oameni buni, înțelegeți Ține de buget. Nu simt că nu se fac, se vor face, așteptăm să se termine odată și cu scandalul ăsta politic la nivel național, să se voteze bugetul ăsta de stat odată, să putem, bugetul nostru așa cum este, mic, mare, sărac, să-l avem și noi votat, să putem implementa, să putem implementa în teritoriu dorințele dumneavoastră. Cum vă spuneam. Nu mai are timp de bătălii politice, trebuie să ne dăm cu toții mâna. Da. Trebuie să ne dăm cu toții. Eu sunt ce, primul care am solicitat și solicit lucrul ăsta. Nu. Nu e nicio problemă. Îmi, îmi asum îmi asum și pot face anumite lucruri și eh, directe eh, prin eh, dispoziții de primar. Nu sunt cel care fug de responsabilitate. Sau să mă spun în spatele unui hotărâre al Consiliului Local, cum a fost, de exemplu problema care am avut-o la, la salubrizare. Avem timp de lupte după patru ani sau la final de mandat. Fiecare ne vom contabiliza uh, propunerile de proiecte. Și aici se va vedea ce va deconta formațiunea politică în care, pe care dumneavoastră o reprezentați la sfârșit sau la următoarea campanie. Să spună că ce? Că am pus frână eu PSD, uh, Lucutărescu, USR sau PNL sau uh, formațiunii mele că așa am primit ordinul de la partid, păi nu partidul, domne vă dă dumneavoastră bunăstare. Batinul dumneavoastră poate vă păcălește încă o dată. Partidul lor, al lor, al meu sau nu știu ce, dumneavoastră sunt ei cei. Și de aia zic că uh, trebuie să, uh, uh, ca la sfârșit de mandat, să ne lăudăm. Să ne lăudăm că am putut odată, ca acest uh, sector care este cel mai văduvit, și vă spun cu toată responsabilitatea, să ne dăm mâna toate aceste formațiuni, după care ne bătem din nou în campanie. Dar mă bat cu ce? Spunând că, da, domne, am pus pe o proiectul o Ordine de Zi un proiect și eu voi am tăria și curajul să spun, da, -a, mi l-a votat USR, mi l-a votat PNL, mi l-a votat, că nu vi-l mi votează mie oameni buni sau invers, USR-ul, PNL-ul sau PSD-ul vine cu un proiect și ei, să aibă și ei tăria. Da, domnule, e proiectul nostru. Este ideea noastră, dar am rezolvat într-un consens cu toții. Toți oamenii din acest Consiliu, iar eu, ca primar, care răspund de executiv, dar legislativul, precum îl știți, este Consiliu, nu vă spun că nu vin aici în fața dumneavoastră să mă plâng, dar vreau să înțelegeți mecanismul și să judecați corect. Aceasta este situația reală și îmi doresc ca voi să fiți alături, pentru că doar împreună vom reuși să schimbăm acest sector. Și asta e poate un slogan care, domne, împreună reușim, împreună vom face împreună. De această dată, acest împreună trebuie să se realizeze odată. Nu! Nu, nu va rămâne încă o dată decât un sector uitat iar de vreme, închistat într-o bătălie politică, grevat de ambiții, de orgolii, de dușmănii Gata, nu se mai poate dușmănie, Nu-mi place frezea lui unul de la un partid, nu-mi place bocancii lui altul, nu mai ne uităm. Ne uităm la interesul dumneavoastră. Suntem cu toții capabili să înțelegem că cel puțin acest sector are nevoie de unitate, are nevoie ca dumneavoastră să fiți mândri că locuiți în sector, să nu ne mai uităm peste gard la, niciuna, la niciunul din vecini. Putem face lucrul ăsta uh, și eu o voi face din toate puterile ca acest lucru. Nu voi reuși uh, de obicei, în ce mă bag, să știți că merg până la capăt cu crucea mea. Și mi-am dus crucea singur și știți lucrurile astea. Și au, au fost oameni care nu au avut încredere în mine. Și au fost oameni care nu credeau în revenirea mea. Și au fost politicieni care nu. Nu, și iată că dumneavoastră ați judecat. Și iată că dumneavoastră m-ați încredințat cu, cu, încrederea dumneavoastră. Și iată că dumneavoastră cei care m-au încredințat, încredințat, astăzi în spatele dumneavoastră mai apar și alții și, alți și alte mii care zic și ei. Eu sunt nu primarul celor care au avut încredere în mine, eu sunt primarul tuturor, indiferent de culoarea politică. Cum trebuie, așa trebuie să fii și un prim-ministru, și un președinte. Nu trebuie să fii partizanul unei formațiuni sau unei simpatii. Ești al tuturor. Eu sunt al tuturor al dumneavoastră. Și mă voi bate atâta timp cât mă voi ști apărat de dumneavoastră. Când voi ști că uh, vă voi spune tot adevărul. Și acolo, dacă eu unde greșesc, sunt dispus să plec, nu să plec capul, să-mi luați capul, oameni buni. Voi, cei care m-ați adus, nimeni altcineva, voi trebuie să mă judecați, nimeni altcineva. Pentru că la vârsta la care sunt, la maturitatea la care am ajuns și experiența atât politică cât și administrativă, nu mai îmi pot permite să greșesc. Și prin experiențele trecutului prin care am trecut, va fi o altă discuție pe viitor. În 2020, primăria sectorului 5 a avut venituri proprii de aproximativ 116 milioane de lei. Mai exact... 115, 604, 3 de lei. Venituri proprii înseamnă ce plătiți dumneavoastră taxe și impozite. 115 milioane. Și acum, raportat la aceste venituri proprii, să vă spun că datoria astăzi, astăzi când vorbesc cu dumneavoastră, se ridică la 626 de milioane, 542 milei. O să le vedeți defalcate uh, în postare. Venituri proprii cumva sunt. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, care aici vom avea o problemă. Dacă în primăria sectorului 5 intră în arierate, aceste cote care ne intră peste veniturile proprii de la dumneavoastră, în, în, în quantum de 429 de milioane, 700, de, nu le mai 90 de zile de, de arierate de datorii, ne închid aceste, și se efectiv intrăm în blocaj, nici măcar salariile nu se mai pot. Sume defalcate din TVA, o să aveți toată situația prezentată și o să o citiți dumneavoastră, atât dumneavoastră cât și acei cunoscători, pentru că vă pune și contul de execuție bugetară ca să vedeți, nu că transparență, realul și în comparație la 2020 și situația în care le aflăm. Oameni buni, nu sunt nebun. N-am venit să fac aici o vânătoare de vrăjitoare, dar nu mă așteptam să găsesc o primărie în genunchi datorată. Datorată celor, și în special celor două societăți grob negre, astăzi pot să le declar, care una cu siguranță decât insolvența ai casului, iar al doua să vedem în curs, pentru că avem foarte mari probleme și cu a doua, și mă refer la AS. Deci, cum am spus, totalul datorilor la data de 18 februarie 2021 este de 570 de milioane, mai exact 570, 074, 970 de lei. Situații datorii la data de... și aici o avem de, falca, de La primăria sectorului 5 facturi restante se ridică la un cuantum de 18 milioane 547 Grupul de acțiune locală GAL O fundație care face obiectul astăzi cercetărilor Direcției Naționale Anticorupție Și nu numai Și uh, o datorie care o avem către GAL de aproape 900.098 Conform anexei 2 Unitățile de învățământ și preunii 5.649.549 conform anexei 3 care o să o vedeți să e publicată Direcția de Taxe Locale sector 5.1 milion Complexul Sfântul Andrei 175 de lei Direcția de General de Asistență și Protecție a Copilului sector 5 757.550 de lei SEC Amenajare, edilitare și Salubrizare SA 38.193.870 și nu ne oprim aici pentru că sunt facturi care vin, oameni buni, nu de anul, nu de anul ăsta, nu de do anul, do anul trecut 2020. Vin facturi din 2019, 2018, celebru patinoar, 130 și ceva de milioane de lei. Păi, oameni buni, 10 amenajare iar 114 milioane, tot a aici, tot al de la salubrizare, 301 milioane, 175 conform anexei 9, SECI economat 36 de milioane, 425 de mii de lei, SECI economat din nou 23 de milioane, 729, SECI economat 118 milioane, 884 conform anexei Viramente, salarii, impozit și CAS 4 milioane 200, aferent lunii ianuarie 2021, cu termen scadent pe 25.02. Dobând și rabursări din credite, 5 de lei, cu termen scaden la fel în 25.02. și ne vom uita în punguța noastră cu doi bani, da, așteptăm să fie și acei doi bani, dacă vom, ne vom cadra în termenul de 25.02 să putem plăti datoriile către stat. Deci, un total datorii, cum v-am spus, de 570 de milioane, 074,973. 973. Și, și aici, rețineți, nu am pus la socoteală procesele pe care primăria sectorului 5 le-a pierdut definitiv la tribunal. De deci ce le-a pierdut? N-a avut reprezentanți, nu s-au prezentat în instanță. Iar de, și despăgubire pe care instanța și care instituția noastră trebuie să le plătească. Vorbim despre peste 30 de decizii definitive și pe alte, peste alte 75 de dosare care se află pe, robul instan, pe rolul instanțelor. Cele care se află pe rol. Am angrenat o casă de avocatură să ne pre reprezinte că multe se pot câștiga, dar prin neprezentare, cu siguranță, cele din trecut, interese, vorbim de, de restituirea pe vechile amplasamente, pe legea 118, pe. avem două procese mari, Institutul Pasteur și care acumulate cam to toate aceste proprii, să zic așa, sau uh, execuții pe care sunt unele în curs și unele le încercăm să, să demonstrăm că nu avem, uh, prin reprezentarea noastră uh, juridică, cabinetul de avocatură care ne va reprezenta în instanță, să demonstrăm că lucrurile nu sunt chiar așa și să cercăm cât de cât să readucem și aici barca pe linia de plutire. Și aici cuantumul se poate ridica aproape chiar din nou la aproape 100 de milioane de, de lei. Așadar, dragi locuitori ai sectorului 5 și dragi prieteni, vă cer și vă rog să aveți răbdare. Vă rog să aveți răbdare. Credeți-mă că sunt un tip care, cei care mă cunosc știu nu, nu pot, nu respir dacă stau un birou. Re, energia mea, informația mea o iau de la dumneavoastră și din teritoriu. Am stat efectiv sequestrat în acest birou ca să pot deznoda și să văd adevărata realitate a acestei instituții, pe care vă o fac publică astăzi. Și să știți că de aici plecăm. Lucrurile cu adevărat bune necesită timp. Vă, vă garantez că și eu. Am același scop ca și voi. Să vedem sectorul modernizat. Vă dați seama că unde am fost, mi-am mi -am lăsat o amprentă. Și asta nu o spun eu. O spun cu adevărat, faptele și proiectele mele. Uitați-vă pe sectorul 4. Uita, de unde unde am fost în, în, în sectorul 6, la vremea respectivă, unde am fost, am lăsat o amprentă marca piedone. Garantez ca și acest sector, dar repet, minunile nu le pot face nu sunt, să zic, greaua moștenire. Dar de aici plecăm. Nu spun că e de vină Xulescu, Vasilescu. Mi-am asumat, mi-asum, nu știam ce găsesc, am găsit. Dar de aici plecăm. Vă cer decât dumneavoastră îngăduire să înțelegeți că buna intenția mea și a echipei mele și cu proiectele în cascade pe care le voi prezenta, mai devreme sau mai târziu și cât de curând aș vrea, eu aș vrea mâine ca și dumneavoastră, aș vrea ieri să se implementeze. Oameni buni! Asta este realitatea. Nu pot să vă mint. Și voi veni periodic să vă informez. Și veți vedea că, într-adevăr, sectorul, acum în primăvară, va intra în construcție. Inclusiv cea mai mare investiție făcută în sector pentru. Am văzut apa caldă, nu o aveți. Cea mai mare, cel mai mare tronson se schimbă în sectorul 5, pentru că vocea dumneavoastră a fost auzită prin mine. M-am dus. Am făcut, nu știu ce n-am făcut, dar cele mai mari investiții la compania de termoficare se află deja aici, în sectorul 5, după care colaborat cu ce v-am promis. Sectorul începe ușor, ușor, în șantier. Și veți vedea lucrul ăsta, că lucrurile astea se întâmplă. Nu pot să vin în fața dumneavoastră acum. Să vă mint să ce? Vă cer încă o dată răbdare. Acesta este un obiectiv pe care m-am înscris în cursa pentru această primărie. Sunt un om ambițios și dumneavoastră știți lucrul ăsta. Îmi place să dovedesc că pot rezolva situații care par de nerezolvat. Și dumneavoastră ați văzut lucrul ăsta. M-am încadrat de fiecare dată la misiuni imposibile. Pentru unii imposibile. Am rezolvat. Am o echipă. Am tineri. Și în special foarte mulți tineri am accesat acum noua echipă nici de afirmare Și vă garantez că și ei, pentru bunicilor, pentru părinților Vor să îi facă mândri prin ceea ce muncesc, prin ceea ce atrag Aceste fonduri europene, aceste proiecte pe care le implementez Eu pot, pot fi un miner extraordinar de bun Dar eu scot sap și găsesc diamantul Nu-i dau eu fața Echipa mea creează fața acestui diamant, fața pe care împreună o șlefuim pentru dumneavoastră, pentru a trăi într-un sector civilizat. Îmi place să retorc, cum v-am spus, situații care par de nerezolvat, Iar voi, cetățenii, meritați un sector mai curat, mai sigur și mai modern. Suficient ați fost marginalizați de locuitorii din alte sectoare. E adevărat, e adevărat. Asta și fost și ambiția mea. Am găsit am văzut atunci când m-am hotărât să candidez la sectorul 5, un sector abandonat, un sector exploatat, dar nu în interesul dumneavoastră. Și am zis, domne, aici se pot, se pot face minuni. Cum am făcut și în alte lucruri. Și astăzi acei locuitori sunt uh, și mulțumesc și actualului primar de la sectorul 4. Nu numai că a, a perfecționat ideile și proiectele noi cu care a venit. Și astăzi pot să zic, cu cea mai mare responsabilitate, sectorul 4 este cel mai bun cel mai smart, cel mai ok din București. Și să știți că diferența pe bugete, raportată între 4 și 5, este aproximativ la fel. Diferă populația 2, 3, 5%, suprafața la fel, banii sunt la fel, banii au existat, oameni buni. Dumneavoastră v-ați plătit, plătit taxe și impozite Unde s-au cheltuit? Nu mai este treaba mea. Acum o să-i vedeți, o să călcați pe ei. Dar trebuie să ne apasă foarte mult aceste datorii, care... A, trebuie să mai aruncăm câte o mo -ă, piatră de moară legată de ar picior ca să putem dezvolta. Uh, nu vreau să mă adresez uh, de, pentru, la trecut, uh, cum v-am spus, Edil și așa. Dar eu vă promit uh, și am toată tăria vorbelor să vă promit același lucru. Că eu, Cristian Popescu Piedone, nu vă voi dezamăgi oameni buni. Vin în fața dumneavoastră să vă spun, oameni buni, nu pot. Și dacă voi considera ceea ce este practic imposibil, că nu pot, oameni buni, pot să vin și să vă, dar nu fug din partea responsabilității. Sau să zic, am prezentat uh, demisia în, uh, acum, de la ce am găsit alții, credeți-mă că fugeau. Sau dacă venea un om, fără lipsă de modestie, vă spun, fără o experiență, avea fundă, Papion și era împachetat deja, nici nu știa ce se întâmplă cu acest, pentru că acest sistem și primăria acestei a creat în cursul timpului monștri. Monștri în care executanți orbește al politicului. Blocajul acesta, cu acesta de, a, bloca, de acest blocaj m-am lovit eu. Vin în fața dumneavoastră și vă spun în continuare, nu mi-este frică, atâta timp cât v am pe dumneavoastră în față, în spate. Și vreau să-mi acordați șansa să vă demonstrez că nu v-ați și eu vă spun că nu am să vă dezamăgesc. Sunt apăsat. Sunt apăsat de comentariile dumneavoastră. Sunt apăsat de reproșurile. Oameni buni, nu pot să zic că nu mi aparțin, că voi știți. Oameni buni, sunt de trei luni primar. Acest sector e mor de 20 de ani de 10 ani în ultimul an. În ultimul 4 ani mort total. Dați-mi voie, lăsați-mi timpul și pe urmă judecați-mă. Este tot ce vă cer. Pentru cum v-am spus și v-am promis transparență totală, o să vă atașez toate documentele, atât, repet, pentru cunoscători, și o să primiți și situația reală pe documente a, a, a primăriei sectorului 5 Și pot să vă spun în premieră că o să anunț o, o dată pe săptămână O să discut cu echipa mea o dată la a, două săptămâni O interactivitate cu dumneavoastră O să intrăm în live, în direct Și în baza comentariilor dumneavoastră Cu ce pot? Lucruri simple, lucruri mărunte le pot rezolva la fel. Așteptăm, le voi, voi intra cu dumneavoastră interactivitate și le voi da cu prioritate. Raportarea cum v-am spus, ar așteptare, la la abilitare blocul. În ceea ce am găsit, multe le-am alocat alocația bugetară, au început deja. că a fost frică, ca a fost minus, ele, ele deja au început, parte dintre ele, să lucreze. Suntem în continuare cu proiectele la zi pentru dezvoltare. Ne ducem și pentru că bugetul nu îmi permite în totalitate, ne ducem pentru, a, cum v-am spus, să tragem fonduri. Avem deja, echipele lucrează. Cu siguranță, acest an nu este un an de sacrificii, este un an de acomodare. Este un an în care începem cu micile proiecte, dar cu siguranță, 2022, va fi explozia de dezvoltare a sectorului 5. Vreau să, să mă bucur în continuare de încrederea dumneavoastră și sunt un om care vreau să ies din acest birou. Am terminat această descrengătură, să zic așa, ce am semnat aici și ce am găsit. Toată lumea își va face treaba. Iar eu, acum, cu, odată cu primăvara, cu ghiocelul care va apărea acum de la 1 martie și cu. Ziua femeii pe o martie, o să vă spun la vremea respectivă și la mulți ani, doamnelor, o să ies în teritoriu, o să mă vedeți, o să interactivăm fizic, nu numai așa cum... Iar, cum v-am spus, în două săptămâni o să intru cu această interactivitate cu dumneavoastră în timp real. Audiențele deja ați văzut că se țin și vreau să vedeți cu adevărat că acea transparență de care spuneam este reală. Pentru că nu vreau să nu mai vrem să ascundem nimic. Nu mai, vrem, nu mai există. Să știți absolut totul. Să știți absolut totul și este normal să știți totul. În alte ordine de idei, îmi închei astăzi această prezentare față de dumneavoastră. Sper că am fost înțeles și să mă înțelegeți că singurul aliat în afară de dumneavoastră al meu este Bunul Dumnezeu. Și fiind un om credincios, n-am să vă dezamăge și jur astăzi în fața lui Dumnezeu că îl voi rămâne același. Nu mă mai schimbă nimeni. Eu, Cristian Popescu Piedone, vă mulțumesc încă o dată pentru încredere.